La locomanda în cazul comasării școlii Ion Creangă cu școala Grigore Baștan din municipiul Buzău, decizia de fuziune a celor două unități de învățământ a fost luată la începutul anului 2019 de Consiliul Local Buzău, însă a nemulțumit colectivitățile din ambele unități. Din acest motiv, sindicaliștii de la școala Grigore Baștan, unde învață circa 400 de copii, s-au adresat instanței de judecată. În toamnă, Curtea de Apel a dispus blocarea comasării unităților de învățământ, iar săptămâna trecută Ministerul Educației a luat act de hotărâre și a dispus reînființarea fostei școli gimnaziale Grigore Baștan. În opinia juristului inspectoratului era că nu trebuie să facem nimic. Discutând la Minister și la Prefectură astăzi, opinia juriștilor este că suspendarea efectului ordinului până la pronunțarea pe fond. Până la anularea celor două ordine da? trebuie să însemne revenirea la starea inițială. Decizia blocării comasării celor două școli a fost atacată însă cu recurs. Până când instanța va lua o decizie irrevocabilă, elevii școlii Grigore Baștan trebuie să revină în vechea unitate de învățământ, numai că este nevoie ca imobilul să fie reabilitat și adus la condiții optime, pentru ca activitatea școlară să se desfășoare în condiții optime. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că abia de luna viitoare pot fi demarate lucrările necesare după ce va fi adoptat bugetul municipiului. Între timp, și Inspectoratul Școlar Județean Buzău va trebui să parcurgă toți pașii birocratici, astfel încât să fie posibilă reîntoarcerea elevilor la școala Grigore Baștan.